Salutare, salutare! Mă bucur să vă revăd! Ce faceți? Cum stați cu pregătirile pentru Crăciun? Mai aveți puțin? Haideți! Ne bate Crăciunul la ușă! Mai sunt doar câteva zile. Eu vreau să vă întreb dacă ați văzut celelalte episoade din Let's Rock This Christmas și să-mi spuneți și mie care v-a plăcut cel mai mult. M-am gândit să decorăm casa pentru Crăciun. O să fie ceva cu verde, cu argintiu, pentru că mi-am propus ca anul acesta argintiul să fie la modă în casa mea. Am pentru voi câțiva invitați surpriză, o să-i vedeți, pentru că îmi doresc foarte mult ca decorarea casei și mai ales a pomului de Crăciun să se facă în familie. Să vedem dacă ghiciți cine o să fie astăzi alături de mine. Numărul 1. Sigur, Marte din post nu lipsește niciodată și știți bine cine este Marte din post. Eu. Tu de unde știi că ești Marte din post? Fiindcă eu vin mereu în filmări. Mă bag peste tot. Da, așa este, este tot timpul cu mine. Numărul 2. Ghiciți? Da. L-am convins încă o dată să vină cu noi. O să-i facem și lui o surpriză. Bibi. Cine e Bibi? Fratele meu. Îl știți, nu? Da, îl știți? Și numărul 3, nu vă spun, o să vă las să descoperiți singuri în filmuleț. Acum haide să ne apucăm de treabă. O să luăm acest colț pe care vreau să-l pregătim așa cu toată dragostea de sărbătoare și o să-l decorăm. Să vedeți câte lucrușoare frumoase mi-am cumpărat. Ia un loc. De ce? Ți-am pregătit o surpriză. Hai, stai jos. Cum a fost la școală? Bine. Abia a venit de la școală. Crezi că ai idee despre ce este vorba? Nu-i spuneți. Da, ghicește. Nu? Am luat un cadou. Ți-am luat mai multe cadouri. Fii atent, ia adu una dintre pungile acelea. Fii atent. Câte cadouri ți-am luat? Ia uite, ce zici? O grămadă. O grămadă, nu? Hai să vedem. Ce-s astea? Steluțe. Globulețe, o tavă foarte drăguță. Ai idee ce o să facem cu ele? Decor în casă. Da, asta era surpriza ta. De fapt, surpriza mare, mare, mare este alta, că tu vei participa încă o dată cu noi la filmare. Fă-te comod și hai să luăm totul de aici. Copiii au făcut o curățenie impecabilă. Bravo, copiii, sunteți de mare ajutor. Eu am adus o parte din brăduțul pe care o să-l punem pe șemineu, iar apoi o să-l împodobim și să intre în scenă următoarea surpriză. Să o aplaudăm pe următoarea surpriză, copii. Să o aplaudăm. Cine este următoarea surpriză? Mătușa lor preferată. Așa arată casa noastră de Crăciun. Suntem curioși, dacă vă place așa, că lăsați-ne un comentariu mai jos în care ne spuneți da, ne place sau nu, trebuia să vă străduiți mai mult. Nouă ne place foarte mult și moșul o să găsească acum casa noastră mult, mult mai repede pentru că este pregătită de sărbătoare. Cum spun eu,
că mă cheamă? Cum mă cheamă pe mine? Eluța Crăciun Buntră, adică ești lui... Nepoata lui Moș Crăciun. Și pentru că sunt nepoata lui Moș Crăciun, vă pot da și eu vouă cadouri. 3 vouchere în valoare de 50 de lei de la Pepco. Ce trebuie să faceți? Să ne lase un mesaj mai jos într-un comentariu, să ne spună cum vă decorați voi casa de Crăciun și să împărtășiți acest filmuleț cu prietenii voștri. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Bye! Vă pupăm! Bye!